De astăzi este suspendat traficul rutier pe strada Ion Creangă, pe tronsonul străzii Visarion Belinski și Eugen Coca. Accesul automobilelor este restricționat până pe 31 martie, cu excepția transportului public. Decizia a fost luată în contextul începerii lucrărilor de renovare a rețelelor de canalizare. Responsabilii spun că reparația drumului este imposibilă fără sistarea circulației, iar lucrul va fi realizat în 3 etape pentru a nu paraliza întreg traficul. Este imposibil, repet, să reparăm fără a închide drumul. Știu cât de mulți oameni așteaptă reparația acestei străzi. Rog înțelegere pentru incomoditățile create. Executarea lucrărilor de pozare a rețelelor de canalizare presupune și reorganizarea circulației transportului public. Vor ocoli zona troleibuzele și autobuzele care circulă spre centru. Spre Alba Iulia va circula pe banda din dreapta, pe itinerarul stabilit în prezent, fără niciun fel de ocolire, înspre centru. Troleibuzele și autobuzele vor circula de pe Creangă, pe strada Belinski, Vasile Lupu, Stere, Ciusev și ieșire la Ștefan cel Mare, în continuare pe traseele stabilite. Всегда хорошо, когда что-то реставрируют. У нас же дороги в очень плохом состоянии. Слава Богу, пускай реставрируют. Дороги надо делать, потому что транспорт ломается, и в убытке остаются, в конце концов, люди. Рады, конечно. Мы хотим, чтобы были дороги, чтобы приятно было ходить по дороге. Рутele de microbuz care circulă spre centrul urbei vor merge pe străzile Visarion Belinski, Ioana Radu, Eugen Coca, Ion Creangă și în continuare pe traseele stabilite. Menționăm că strada Ion Creangă va fi reparată capital între strada Alba Iulia și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu reabilitarea rețelelor de apeduct și canalizare. Termenul de finalizare a lucrărilor este luna martie 2022, dar autoritățile anunță că strada poate fi reabilitată și până la sfârșitul anului 2021, iar pentru aceasta se depun toate eforturile.